aveți o pagină de Facebook și vreți să faceți bani cu ea, hai să vedem exact dacă pagina voastră de Facebook poate face bani, se poate înscrie în, programul de monetizare a celor de la Facebook. Pentru a vedea dacă pagina voastră poate face bani, intrați în Creator Studio, Monetizare și aici veți vedea toate paginile voastre. Dacă aveți mai multe, le aveți pe toate aici. Dacă aveți una singură, la fel o găsiți aici. Verificați pe, pe pagina voastră. La mine, de exemplu, Mapsesio România. E o Pagina la început. Apropo, dacă nu ați dat follow la această pagină, puteți să o faceți. Deocamdată spune că este, nu este eligibil pentru monetizare. Adică îmi trebuie minim 1000 de abonați. Îmi trebuie în ultimele 60 de zile 15.000 de post engagement. Și vedem exact aici ce înseamnă. La like-uri, comentarii și așa mai departe. Apoi, din nou, foarte important ca și pe YouTube este ca oamenii să se uite la aceste videoclipuri. Deci în ultimele 60 de zile ai nevoie de 180 de minute ca oamenii să fi văzut videoclipurile tale. Da? Și apoi, din nou, foarte important este și durata de vizionare. Pe lângă vizionările efective este și durata de vizionare. Adică ai nevoie de videoclipuri de peste 3 minute și câte un, măcar un minut din aceste 3 minute, 30.000 de vizualizări să fie. Da? Deci 30.000 de, de oameni sau 30.000 de, de vizualizări de câte un minut la videoclipuri de peste 3 minute sau cel puțin 3 minute. Deci, Facebook vrea să te țină pe platformă la fel ca YouTube, la fel ca restul platformelor până la urmă. Pe lângă condițiile despre care tocmai am vorbit, mai sunt niște condiții pe care conținutul vostru trebuie să le îndeplinească. În primul rând, să respecte standardele comunității, apoi să respecte politicile de monetizare a conținutului, la fel foarte important. Distribuirea de conținut autentic, adică nu e de oriunde conținut și îl pui aici. Original, din nou, să aibă foarte multe lucruri pe care tu le-ai pus pe acel videoclip, cât mai puțin să fie lipsă de originalitate. Deci se vor uita și la asta, dacă să-ți dea sau nu monetizare. Monetizarea interacțiunilor autentice, adică creatorii și editorii pot să monetizeze numai conținutul consumat de audiența lor naturală autentică, da? cu alte cuvinte creatorii și editorii nu pot să adopte un comportament care crește artificial vizualizările. De la clickbait, eu știu tot felul de chestii de genul ăsta. Și mai sunt câteva reguli, o să vi le pun și pe astea în descriere, dar în principiu aveți mare grijă, da? conținut autentic și original. Este foarte important ce puneți acolo și să respecte regulile lor, pentru că dacă puneți conținut care nu respectă standardele acestea, au niște politici de monetizare a conținutului. Și astea sunt, din nou, foarte importante. Clipuri video statice, nu aveți voie să puneți așa ceva, da? gen GIF-uri sau mai știu eu ce. Sondaje cu imagini statice, montaje de imagini, deci dacă doar faci un videoclip în care apar niște imagini și atât, nu te ajută. Clipuri video în buclă, adică pui un video și îl repezi de nu știu câte ori ca să faci acele 3 minute. Montaje text. Reclame încorporate și aici, conținutul care include deja uh, reclame înainte de redare, în timpul redării, după redare sau reclame, banner acolo unde Facebook oferă poziționarea pentru reclame. De exemplu, o reclamă video, deci dacă puneți voi niște banneri care să facă reclamă la altceva, YouTube nu vă va da voie să monetizați acele videoclipuri. Și încă ceva ce cred eu că e foarte important, comportamente interzise. Nu ai voie, în momentul în care ai făcut un videoclip, să ceri aprecieri, comentarii sau distribuiri. Chestia asta e puțin ciudată, dar Facebook nu-ți dă voie să, să faci astfel de lucruri pe videoclipurile tale. Conținutul care solicită o compensație, dacă tu, de exemplu, faci ceva extraordinar pe videoclipul respectiv și pui pe oameni să-ți dea un ban, să-ți dea ceva, să-ți doneze. Da? Dacă faci, de exemplu, mănânci substanțe necomestibile sau violență explicită sau consum de droguri sau dezbrăcarea de haine și alt comportament sexual, Lucruri importante de care trebuie să ții cont în momentul în care faci videoclipuri pentru Facebook. Despre modalitățile de plată de pe Facebook. În primul rând, Facebook poate efectua o plată către o bancă sau un cont PayPal. Deci dacă aveți cont PayPal sau bancă, cont în bancă, vă primiți banii acolo. Informațiile despre plată pentru a primi plăți prin Audience Network, deci cu modul de monetizare a celor de la Facebook, trebuie să te asociezi informațiile privind încasările, adică un număr de identificare fiscală, un cont bancar în care se pot primi plăți în dolari. Apoi, pentru a primi informații privind încasările, accesezi managerul de monetizare sau, punctul 2, apasă pe administrare lângă proprietatea unde vrei să, uh, să adaugi informațiile, setări de proprietăți și încasări și așa mai departe. Ce informații sunt necesare pentru configurarea încasărilor? informațiile contului, informații proprietarului, banca sau contul PayPal. Care este cod, ce este cod de identificare fiscală, dacă aveți într-adevăr o firmă, care sunt rolurile pentru monetizare, deci manager de proprietate, dezvoltator, administratorul contului și administratorul al aplicației, ăsta e cel mai important, managerul de proprietate au acces la instrumente și setările din managerul de monetizare, dacă un manager de proprietate este și administratorul al identității, poate să editeze suplimentare informațiile încasărilor. Cum actualizez informațiile contului meu pentru încasări? Accesez portalul de încasări, în meniu vertical, selectez setări și urmezi instrucțiunile, destul de simplu. Aici, cum adaugi administrator și așa mai departe, toate astea o să vă las un link în descriere să vedeți toate chestiile astea. Când primesc banii, veți primi plățile în jurul datei de 21. Cam la fel ca pe, pe AdSense. Cam aceeași dată este și pe AdSense. Vă, spunem unde găsiți și banii, ca să vedeți exact cât aveți. Managerul de monetizare, administrare, setele proprietăților, încasare și istoric încasări. Ce mai avem? O factură, extras de trimitere, unde îmi pot vedea câștigurile din încasări. Această sumă minimă, asta e foarte important. Plățile se transferă în, cazul, în contul tău asociat când ai venit de minim 100 de dolari. Deci cam la fel ca la AdSense. Cum am confirmat că sunt administratorul contului de plăți și așa mai departe. Deci cam astea sunt foarte importante. Pe 21 veți primi în jur de 21 veți primi banii. Trebuie să ajungeți la suma de 100 de de dolari și primiți banii într-un cont bancar sau într-un într cont de Paypal. Dacă vă întrebați cât plătește Facebook pentru mia de vizualizări, repet, vizualizări monetizabile, am găsit niște videoclipuri pe YouTube foarte interesante. După cum vedeți aici, dovadă 3,91 odată revenue per mil. Țineți cont că acestea sunt deci videoclipurile în primul moment, trebuie să aibă peste un minut vizualizare ca să fie monetizabile. Asta îmi pune Facebook. La fel și aici 3 dolari și ceva vizualizările monetizabile. În schimb, din ce văd aici, un alt YouTuber arată cam cât a făcut el la 464 de, de 10, vizualizări. A făcut doar 126 de dolari. Țineți cont că acesta este în Asia undeva unde probabil veniturile sunt mult mai mici. Aici deja vorbim de, de zona Europa, zona SUA, unde veniturile sunt mult mai mari din, din plățile pe, pe, reclamă. Deci trebuie să țineți cont și de chestii de genul ăsta când vreți să vedeți exact cât vă va da Facebook. Dacă vrei să știi și o altă metodă de a face bani pe Facebook, TikTok, Instagram sau YouTube, urmărește clipul din partea stângă și ne vedem acolo.